Umilința maximă, ce-a făcut Simona în seara asta cu Andrei. Sincer, nu mă așteptam ca o femeie să fie așa. Dar până la urmă să știți că ține de educație. Asta este comportamentul, asta este ea, că altfel nu văd cum ai putea să te comporți astfel cu un om. Deci umilința maximă, după ce că l-a ironizat în continuu de față cu cei care au rămas în casă, ea s-a dus în dormitorul lui Vlad și cred că acolo a dormit, iar Andrei era, nu știu cum să vă spun, foarte trist, foarte supărat. L-am văzut pe terasă afară, stătea la aer. Sincer, mă bufnește și plânsul. Deci așa o umilință n-am văzut. Toată seara doar l-a ironizat, l-a făcut în tot felul. Așa ceva, ia uitați-l pe Andrei. De sincer, mi se rupe sufletul. Așa ceva nu este posibil. Deci eu n-am pomenit femeie să facă așa ceva. Nici dacă era un boschetar de pe stradă, nu se cum. Dar cum să te comporți așa cu un om? Băi, dar e posibil așa ceva? Nici măcar Hatice, care o vedem în ultimul hal, nu cred că s-ar comporta așa cu un om. Băi, nene, nu-ți place? Lasă-l!